Legea salarizării în sistemul bugetar, vestită ordonanță 20/2016, este picătura care a umplut paharul nemulțumirilor cadrelor didactice și care a determinat ieșirea în stradă a sindicatelor. La Neamț, zeci de cadre didactice, membre ale filialei locale a Federației Sindicatelor din Învățământ, au pichetat la începutul acestei săptămâni prefectura Neamț. Nu, suntem foarte bogați în mere ale discordiei. Legea salarizării este numai unul dintre ele, iar ordonanța de urgență a Guvernului 20/2016 a fost picătura care a dat pe afară conținutul întregului pahar. Nu, noi am mai discutat, doamna Ordean, problemele legate de sistemul de învățământ, din păcate, în loc să încercăm să o luăm de la un capăt, să găsim soluții, problemele devin din ce în ce mai grave. Și la fiecare schimbare de ministru apar alte probleme. Bineînțeles, iată, sunt 26 de ministri după 90 încoace în sistemul de învățământ. Reprezentanții sindicatelor din învățământ se tem de intrarea în colaps a sistemului, care suferă de ani de zile de o subfinanțare cronică. S-au mai rezolvat de-a lungul timpului unele, dar problemele care s-au evitat au fost mai multe decât cele rezolvate, așa încât astăzi vorbim poate mai mult ca oricând despre o eventuală intrare în colaps a sistemului de învățământ. Sper din tot sufletul să nu se întâmple asta, sper ca din tot sufletul ca cei care conduc în țara asta, președinte, guvern, parlament, să-și îndrepte privirea către sistemul de educație din România, să intervină. Suntem conștienți că nu toate lucrurile se pot rezolva dintr-o dată, dar să avem o perspectivă, în primul rând să începem prin a recunoaște problemele și a identifica problemele care sunt în sistemul de învățământ, a face o strategie pe, eu știu, termen mediu măcar, și după aceea să fim consecvenți în implementarea soluțiilor pentru problemele respective. În cancelariile nemțene, ca și în cele din întreaga țară, există nemulțumiri majore, nu doar din cauza salariilor, ci și a altor probleme legate de funcționarea cu randament scăzut a sistemului de învățământ, ceea ce afectează grav calitatea acestuia.